După o primă repriză cedată la un singur gol, 11-12, elevele lui Dragoș Dobrescu au avut o repriză secundă de coșmar, scorul final fiind de 21-30. E foarte greu de digerat scorul, dar când mă gândesc că acum o lună jucam cu o echipă de ligă și eram la egal cu ele, astăzi un meci de foarte greu. Ce s-a întâmplat? Da, din păcate și etapa trecută am avut un meci slab. Văd că a urmat și astăzi. Trebuie să, poate să muncim mai mult, să gândim mai mult ce avem de făcut, pentru că mai avem meciul de jucat și după cum se vede, niciun meci nu seamănă cu celălalt. Da, din păcate nu a fost un meci cum ne-am dorit, cum l-am pregătit. Ni l-am făcut, din păcate, greu, însă, din punctul meu de vedere, oricum locul 2 nu avem cum să-l pierdem. Eu am încredere în această echipă și poate această înfrângere, din punctul meu de vedere, puțin dureroasă în fața suporterilor, sper să consider eu să ne fie de bun augur. Nu mă înțelegeți greșit, dar sunt încrezătoare în la turneul final de pe 12-14 mai. Până atunci, elevele lui Dragoș Dobrescu vor mai avea de bifat ultimele 3 meciuri din campionat cu Rapid, Spartak și Dobroiești, toate reprezentante ale zonei Bucureștiului. Cele mai prolifice jucătoare ale activului au fost Mara Arvatu cu 6 goluri și Patricia Vizitiu cu 5.